În absenția lucis tenebre vin cunt. Bună ziua, dragi prieteni! Bine ați venit nou la emisiunea care încercăm să mai înțepăm pe aici pe acolo lucrurile care nu par să meargă chiar cum trebuie, dar și să încercăm să dibuim cam unde și ce ar putea fi dres pentru, știu și eu, a ne clădi în viitor, dacă pot să folosesc asemenea cuvinte de lemn. Bine v-am găsit și îi spun bine și invitatului nostru permanent, domnul profesor Alexandru Iacob. Bine v-am găsit din nou. Am terminat data trecută încercând să pipăim, să găsim ce anume nu a mers chiar atât de bine cum ne-am fi așteptat. Pentru că, evident, lucrurile nu sunt într-o mare fericire, cred că e deja vizibil cam pentru toată lumea. Și unul din lucrurile la care ne-am oprit atunci a fost, să spunem, caricaturizarea. Caricaturizarea dusă până la nivel de realmente minciună. Suntem, în ciuda accesului imens la informații, pe o mulțime de canale de în jur, cele mai vizibile sunt, de fapt, minciunile. Atât în partea, să spunem, oficială, cât și cea, nu știu cum să-i spunem, contrarian. Cum s-a ajuns la așa ceva? De ce nu iese în fața adevărului? De ce adevărul continuă să umble cu capul spart? N-ar trebui să ne mire că este așa, pentru că așa a fost mereu în istorie. Situația în care adevărul cumva a reușit să iasă la suprafață e rezultatul unor mari eforturi făcute de eroi deseori necunoscuți care au împins acolo. Nu, rare ori iese de la sine. E vizibil, iese de la sine în general în condiții dure, condiții de conflict armat, pentru că lupta militară nu prea permite, să spunem, fantezii. În momentul în care nu faci față, asta e situația. Odată cu epoca de pace, după al doilea război mondial și mai ales pe războiul rece, a dispărut această presiune, ceea ce a permis, să spunem, reducerea presiunii către adevăr și creșterea presiunii către puritate. A devenit mult mai comod până la urmă să eviți complexitatea realității și să te așeze o idee pe care să o duci până în pânzele albe. Se creează astfel o spirală a purității ideologice în care pur și simplu dispare centrul. Și asta este undeva surpriza, că în lumea de astăzi nu mai avem o zonă de centru care să putem numi echilibrată. Zic zonă și nu punct, pentru că centrul este fatalmente mai larg. Dacă este să definim centrul, acesta este o zonă în care ne ținem unii de alții. Este o distracție la unele bâlciuri în Occident, la noi n-am văzut, o roată care se învârte și pe care trebuie să stea participanții, câștigă cel care stă cât mai mult. Sigur, rotindu-se apare forța centrifugă care tinde să te aruncă de pe roate, deci poziția ideală să reziști este să fii în centru, evident toată lumea poate sta în centru, dar se poate rezista mult acolo pur și simplu cooperând. Adică dacă cei care sunt de o parte și de alta a centrului, dacă se țin între ei, continuă să-și mențină echilibrul, pentru că cele două forțe, ce apare ca forță centrifugă pentru fiecare din partea ei, se anulează și poți să obțină o poziție relativ fixă pe acel cilindru care este în deplasare. Și putem translata asta inclusiv la noi. Suntem așa pe globul pământesc care se rotește din ce în ce mai repede. Și e foarte greu, dacă nu imposibil, să ne menținem stabilitatea altfel decât legându-ne cumva între noi, încât să ne sprijinim unii pe alții. Chiar dacă pe undeva am vrea să câștigăm fiecare în parte, putem realiza că nu sunt șanse. Doar împreună putem reuși și putem observa în acest fel că centrul este de fapt un fel de mare cort, o zonă în care idei diferite există, discută, dar și cooperează, încât să
supraviețuiască și să avanseze împreună, pentru că separat este pur și simplu imposibil. Ce preaviză un profesor? Mă gândeam la figura de stil cu roata. Ea e o realitate la jocurile respective. Că participanții se țin de mână ca să nu cadă de pe roată. Eu fac ce vor, dar dacă cu strategie este să se țină de ei. Dacă sunt de acord să împarte recompensa, bănuiesc că este un premiu acolo. Cine rămâne până la finalul rotirii... Sau cel puțin pentru exercițiul nostru, putem presupune că este un premiu acolo, cei care rezistă pe roată. Și atunci unii s-ar putea să spună, nu vreau să împart premiul cu toți ăștia, îi împing eu pe ei, mă bag în centru, poate le iau eu premiu. Adică intervine teoria jocurilor aici, ce am eu de câștigat din chestia asta, cum colaborez sau cum intru în competiții cu ceilalți ca să-mi iasă avantajul cel mai mare. Exact. Și greu de văzut, ne mutăm acum cu discuția în societatea mai restrânsă sau mai largă la nivel global, e greu de văzut situații în care putem să avem avantaje sau pentru indivizi sau bule, colectivități mai restrânse, să vadă recompensa pe termen lung, peste un deceniu, două, un secol, pentru toată societatea, cu eventuale sacrificii astăzi sau eventual împărțirea unei recompense temporare. Pentru că unii vor să ajungă la putere, unii vor să aibă buzunarele mai pline. Dar în ce scop până la urmă? Și în scopul de a-și satisface baza piramidei lui Maslow cel mult mijlocul. Nu neapărat baza piramidei. Cred că instinctiv. Mulți chiar se sacrifică. Deci sacrificiul este o valoare perenă în societățile de succes. Și la noi, eroii sunt nu, cei care s-au dus și au murit în luptă. Eu vorbeam de cei care refuză cooperarea și caută recompensa imediată. Exact, deci am putea să spunem că sunt niște oameni mai primitivi într-un fel. Nu realizează necesitatea, spune. Să spunem, coagulări într-un organism superior sau poate din potrivă realizează necesitatea și știu cum să exploateze acel mecanism pentru un interes bazal pe care și-l pot realiza. Dar nu fac asta singuri. Dacă ei reușesc să facă asta, înseamnă că restul societății, restul comunității nu știe să echilibreze. E o cooperare pasivă de data asta, adică sunt lăsați să-și facă de cap. Exact, sunt lăsați să-și facă de cap. Deci asta înseamnă că acea societate este practic incapabilă să-și asigure propria supraviețuire. E o societate de complici. Exact. Sunt complici la... Era dictonul, butada, rău nu triumfă în lume pentru că sunt oameni răi care îl practică, ci mai degrabă pentru că oamenii buni stau pe tușă și nu fac nimic, exact. Ne intervin, nu spun, nu acționează, nu votează, dacă e vorba să voteze. Da, dar rândul lor și oamenii buni sunt la lor într-un rol, influențează niște valori. Depinde ce tip de valori influențează, adică dacă ești văzut ca fiind foarte bun și capabil, nefăcând nimic, ce motive avea să te complici? Poate să apară presiune socială. Dacă... Presiunea confortului. Exact. Dar societatea poate, să zicem, veni cu nagi într-o direcție, punând presiuni sociale, cum făceau, de exemplu, grecii antici. La grecii antici, probabil că știți originea numelui idiot. Spunea ei idiotes. Nu cred că o știu. Idiotes, la grecii antici, era omul care își vedea doar de afacerea lui, nu interesa mersul cetății. Însemna un om individualist, eu să am ce să mănânc, baza piramidei. Un soi de... Sper să nu deranjez. De aia vorbim de grecii antici, nu se supără nimeni că nu mai e niciun grec antic pe aici. Dacă nu numește cumva un grec antic, să ne dăm un mesaj. Un termen contemporan. Un soi de autism social, de economic. Nu știu dacă ai voie să mai spui acum așa ceva, pentru că s-ar imediat foarte ușor. Autism nu în sensul de insultă, în sensul de un diagnostic de persoane care se izolează în sine, nu interacționează mai puțin. Pot fi izolat de performante, dar au dificultăți, zicem, la interacțiunea socială. Și nu e ceva neapărat de rușine, pentru că toți avem, probabil, într-o măsură sau suntem mai mare, pe scală undeva. Nimeni nu este ideal. Da. Eu, de exemplu, mă consider în jumătatea inferioară a scalei interacțiunii sociale. Da, mă rog, nu cred că avem capacitatea de a ne pune diagnostici.
de meseria noastră. De acord. Dar, așa mă văd eu. Da. Aici putem vedea chestiuni legate inclusiv de modestie, care e o valoare în sine, care iarăși depinde de ce transmite societatea. În unele societăți, de exemplu, modestia este văzută ca ceva, o tară de caracter. În altele societăți este văzut, dimpotrivă, ca o virtute. Și asta schimbă tipul de interacțiune a tuturor, într-un fel, inclusiv sau mai ales a celor mai, să spunem, performanți, care ajung să dispună mai multă putere. Aș vrea să stăpăm un picuț în cum percepe, cum vede societatea, pentru că tot timpul discutăm despre chestiunea asta. Societatea dă impulsuri, societatea vede, societatea pune preț. Cred că sunt două unghiuri, două abordări. Este ceea ce se declară social, una spunem, ce convingere avem noi. Da, exact, adică mai exact întrebarea fiind ce măsură chiar există o societate. Da, se pentru poate, că poate după duce din până nou acolo. De o formă fără fond. Exact. Și tare mă tem că da, asta mai să spun. Această formă fără fond e atât de înrădăcinată, încât a devenit discurs oficial, practic. În zona libertariană, societatea nu există. Un celebru citat din nou Margaret Thatcher. There is no single society. Fiecare pentru el. Mica problemă e că fiecare pentru el nu poate să ajungă foarte departe, pentru că resursele la care poate apela sunt fatalmente limitate. Unirea face puterea. Este o vorbă destul de veche, încă de vremea lui Genghis Khan, doar care cu chestia cu săgețile, când și-a dus copiii. Doar că distribuția puterii unora, distribuția rezultatelor. Exact. Chestiunile puterii... S-ar putea să nu convină unora. Și contează și ce faci cu puterea. Da. Puterea poate făcută la bine și sau la rău. Și dacă nu le convine, nu cooperează sau chiar te exact. Sabotează. Că pe scala asta, pe axa aia de care vorbeam, să nu cooperezi eu. Una ești la mijloc, nu cooperez cu nimeni, nu mă bag, nu-i ești treaba mea. Eventual. Dar ai și posibilitatea să te opui, să sabotezi, să... contraataci o inițiativă. Și iarăși bună. Depinde de această posibilitate este iarăși potențată de mediu. De exemplu, dacă într-o societate strânsă, să spunem, e foarte dificil să faci ceva fără să se afle. Și presiunea socială poate să limiteze excese. Exact. Adică dacă faci ceva care nu e potrivit, să spunem, partajat de cei din jur. A doua zi știe tot satul. Exact. O societate individualistă în care face fiecare ceva, nu mă interesează ce face vecinul, poți face multe lucruri destul de periculoase, să spunem, pentru că nimeni nu mă interesează, eu văd de ale mele, el își vede de ale lui. Și ăsta e unul din motivele pentru care textul foarte răspândit că cum scăpăm de diverse chestii, corupție, criminalitate, ce-o fi, este pedepse mai mari, este de fapt, până la urmă, stupid. Nu acolo este pârghia. Pârghia pentru menținerea liniei drepte este de fapt presiunea socială, creată de legături sociale, nu de ceva care vine de asta și spune toți sunteți la fel, toți sunteți într-un grup. Suntem diferiți, sigur că da, dar cumva reușim să ne formăm o valoare, un scop, un sens până la urmă, ca membri ai grupului și nu doar ca indivizi. Care, pe de o parte, ne dă motivație să împingem într-o direcție, pentru că grupul devine performant în acest fel, și, pe de altă parte, ne limitează, să spunem, impulsurile destructive, care, na, asta e situația, avem și de toate și de astea, dar care pot fi contrabalansate ușor în momentul în care găsești un sens în ceva mai înalt decât și poate bunăstarea ta personală sau comoditate proprii sau orice altceva. Și putem să ne uităm dacă este așa sau nu la societățile care trec prin mari dificultăți, pentru că, cum spuneam, noi suntem într-o situație relativ fericită în care nu sunt mari presiuni dure, nu suntem în situație de viață și de moarte încă și sperăm că va rămâne așa. Dar până și în ziua de astăzi putem vedea popoare care trec prin situații de viață și de moarte și putem să ne uităm cum se comportă ele. Gestionează. Exact. Avem un exemplu care ajunge noi, pe ucrainei. Un alt exemplu mai celebru pe undeva și iarăși în conflict activ la această oră ar fi Israelul, care este din nou în război cu Hamas. Și putem să ne întrebăm cum de reușește să reziste, de exemplu... Eu m-aș duce pe un alt exemplu, Finlanda, dar
vă las să determinați ideea. Ei nu sunt în război, dar ok. Păi tocmai pentru că nu sunt în război. Au trecut prin trauma, experiența războiului de iarnă cu Uniunea Sovietică în 39-40, parcă, sezonul ăla de iarnă. Și chiar și astăzi, la câți ani au trecut, din 40 până acum 80 de ani, nu? 80 și ceva de ani. Și au învățat lecția atât de bine, încât după aia s-au ținut foarte perseverenți de un program de pregătire în profunzimea societății, nu doar de cumpărat tunuri și avioane și armament. De exemplu, ei au încă serviciul militar obligatoriu. Da. Ca și Israelul. Și multe alte chestii, orașe subterane care și pot nu, rezista... Și nu e văzut ca ceva de rușine, adică nu e ceva degradant cum era la noi, deci la noi serviciul militar era... Pentru că era, din multe puncte de vedere, era degradant comportamentul unora dintre superiori, era scopul părea să fie de multe ori, și eu am prins armata obligatorie. Și eu. Scopul părea să fie uneori să te umilească, să te dezumanizeze, nu să te instruiască să fii un soldat eficient. Pentru că felul ăsta se ridica pe sine. Poate, adică valoarea pentru el se simtă în fine, el mai da. Sus. Și cumva mi se pare foarte utilă lecția finlandeză, pentru că ei n-au reacționat, nu s-au solidarizat, mobilizat și căpătat curaj în timpul conflictului, au avut clar și atunci au rezistat foarte bine în prima parte a războiului cu Uniunea Sovietică, dar după și-au învățat lecția și au spus așa ceva nou, nu trebuie să ne se mai întâmple, și o țară minusculă ca populație, 5 milioane de locuitori. Și au făcut tot ce a trebuit făcut pe parcursul acestor decenii, au reușit să intre și în NATO, au avut și această șansă. Culmea e că dacă cedau pretențiilor rusești la acel moment, ieșeau teritorial mai bine. Deci războiul respectiv, și nu s-a terminat chiar foarte bine pentru finlandezi. Nu puteau ști dinainte cum vor ieși. Speranța lor deci a fost că vor rezista și vor... Dar, pe de altă parte, au pierdut teritoriul, dar au câștigat un popor. În acea luptă... Bine spus. Foarte bine spus. În acea luptă s-a format până la urmă națiunea finlandeză, care era ceva recent până la urmă, pentru că Finlanda nu avea o tradiție de independență. Ei fusese partea Imperiului Suedez. Da, suedez, după aceea devenise partea Rusiei. A Rusiei. Exact, era un, nu știu, ceva ducat a Rusiei, și de aceea rușii îl considerau de-al lor. Cam cum pățesc acum ucrainienii, care rușii considerau de-al nostru, chiar dacă oficial e țara independentă. Bine, aici, ca să fim riguroși, ucrainienii sunt mai apropiați etnic, lingvistic, cultural de Rusia decât Finlanda. Finlandezii au origine fino-ugrică, e altă poveste. Da, 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 da. Bine, finlandezii, pe de altă parte, mai aveau și altă tradiție, tradiția aceea nordică, cu legea lui Ante, în care cultural există o capacitate de cooperare. Probabil este un efect al traiului într-o zonă puțin neospitalieră, în care singur nu poți face mare lucru, e important să te ajuți cu altcineva dată ce este în nevoie, și poți să faci cu câte averi dacă ești singur undeva cu ousul alb, asta e situația, nu te dă ajută foarte mult. Sau cu minus 30 de grade afară și zăpadă de un exact, metru. Deci, condițiile de acolo au creat, să spunem, niște baze reducerii propriei laude de sine în favoarea cooperării. Pentru și prin asta coagulare. Exact, și asta ușurează într-un fel, coagulare. Dar, apropo de dimensiuni, nici Israel nu e foarte mare. Adică dacă să ne uităm, e cam două județe de-a noastră. Un pic mai mari. Adică dacă luăm două Timișoara, s-ar putea întâmpla să ne apropiem. Ca număr, ca populație, e altă ligă. Cât sunt? 7 milioane? Nu populația Israelului, pentru că să nu uităm diaspora israeliană evreiască. Dar și noi avem diaspora o mulțime. Nu, comparam cu Finlanda în cazul ăsta. Finlanda, 5 milioane, poate etnici finlandezi pe teritoriul Rusiei, la Viborg, pe acolo, și în, poate prin nord Laponia, 6-7 milioane, cât ar fi. Dar evrei ar fi câteva zeci de milioane, undeva între 20 și 30, cred că e o cifră mai apropiată de... Bun, nici asta nu explică, nu China, nu India, ca populație, sunt o țară mică. Comun. Termenul comun este lupta
în condiții, cu condiții vitrege, adverse. Vitrege, foarte. Într-un fel. În momentul în care Israelul cu deșert și vecini prietenoși, finlandezii, Finlanda cu rușii alături și cu deșertul rece. Americani, pentru că mai povestit de tradiția americană de cooperare. Noi aveam impresia că americanii ar fi grozav de individualiști și la ei competiție și economia de piață e de bază. Sunt de bază, într-adevăr, dar baza socială, până la urmă, cum era observată încă de pe timpul Revoluției Americane, e capacitatea de cooperare. Cred că e un mix. Un mix echilibrat de când e cazul să fii competitiv, când e cazul să fii cooperant. Și deseori s-ar putea să fii împreună. În același moment să fii competitiv și cooperant. Americanii chiar au un termen la chestiunea asta, o contracție între concurent și client sau ceva de genul ăsta. Pentru că multe firme, de exemplu, în IT, firmele cooperează și concurează. Deci, simultan, ies la cafea, beau cafea împreună de la firme diferite și mai schimb câte o idee, câte o chestiune, chiar dacă pe piață sunt concurente. E un fenomen, până la urmă, adică echilibrul. De asta am făcut și noi chestia cu... Deci ar trebui o balanță pe undeva pentru... Ca sunt să mai multe echilibru. Simboluri acolo. Lumina, între ei. E lumină. Da, e lumină, e busolă. Cum găsim un echilibru între diverse acțiuni posibile, în condițiile în care niciuna din ele nu este, să spunem, sustenabilă în sine și în care e posibil să ai sacrificii de un mare motor înainte a acestei spirale a purității care nu-ți permite să spui autist, de exemplu. De același motiv provine. Unii vin imediat și încep să strige, n-ai voie să spui așa pentru că jenești pe altcineva. Cred că acolo problema se pune dacă o arunci cuiva ca insultă, dacă îi spui cuiva autistule. Da, sigur, sigur. Deci ca insultă acolo devine o problemă. Pentru că altfel termenul este un termen neutru, medical. Exact. Și poate fi transformat într-o metaforă sau o hiperbolă. Depinde de la caz la caz. Există, da. Sigur că da. Adică acceptat. Poate fi folosit. Dar s-a ajuns în situația în care pur și simplu n-ai voie să folosești anumite cuvinte. Începe să urle. Oh, în anumite contexte. Pentru că și dacă arunc cuiva cuvântul deșteptule, tonul face muzica. Dacă îi spun bă deșteptule, de fapt, l-am insultat, am făcut aluzie că nu prea îl duce. Până la urmă, la baza deplasării, să spunem, către astfel de extreme, până la urmă, că toate sunt extreme, chiar dacă sunt o direcție care, sigur, putem să o considerăm empatică, caricaturile alea de care vorbeați, extremele care duc în caricatură, pot duce în minciună, exact. Înseamnă că au caricatura, forma asta... Și de minciună au ceva dulce în ele, sunt așa atractive și așa de dulce, populare. Au dulce... ochelari de cal, care instalează aderenților. Simplitate. Ele susțin că se poate ideal, se poate foarte bine. Deci nu ai voie să, nu știu, ceva cu animalele, pentru că, chiar dacă ajung să fie strigătoare, nu, găsim altcineva, e treaba altcuiva. Nu ai voie să faci cuiva, dar e treaba altcuiva. Deci toate extremele astea având sens unic, ai o direcție, ăsta e singurul lucru important, ne luptăm pentru el acolo. Restul să se ocupe alții de treaba noastră, va fi cum e bine, acum o să fie bine și după aceea. Ei, nu e deloc obligatoriu să fie bine și după aceea, ba chiar e aproape sigur că va fi rău, indiferent cum am face, pentru că viața trece deseori printre Scila și Caribda. Nu ai opțiunea să nu ai pierde. Poți doar oscila, alege între a supraviețui totuși cineva, și am murit cu toți. Optimismul meu vine din optimismul meu în sens larg spre încotro să îndreaptă lucrurile pe termen mediu și lung. Cât mai am? Vine din conceptul de acțiune și reacțiune. Adică dacă există acțiuni de tip fundamentalist, extremist, caricatural, minciună, care înclină balanța la un moment dat într-o direcție, vorbeam în emisiunea trecută de excesele din ideologiile astea ecologiste, verzi, domnule, totul verde cu orice preț. Și nici măcar nu e verde, asta e chestiunea. Nici măcar nu e verde. Bazată pe minciună din pentru bază. Că devine o minciună, o bună parte din ea, la un moment dat vor da naștere unei contrareacții care va ajunge finalmente să fie socială, ea va fi probabil economică la un moment dat. Se va sparge buboiul la un... Exact. Cum s-a întâmplat cu războiul din Ucraina, când Germania a constatat aproape peste noapte că trebuie să găsim o soluție la problema gazului importat din Rusia, să facem ceva.
N-a găsit, eu nu spun că au găsit-o și că sunt mulțumiți chiar gazul lichefiat din Statele Unite și din Qatar. Soluții chiar au, numai că nu le vor. În același motiv s-au fixat pe reacția apare. Trebuie să apară o reacție la un moment dat și va reechilibra balanța. Dar mă tem că va fi cu costul AFD-ului. S-ar putea întâmpla să coste... Da. Adică este mare risc, într-adevăr este mare risc să arunci și cupe odată cu apa, cu zoaiele. Noi am mai trecut prin asta ca civilizație. Da? Al doilea război mondial a dus într-o extremă, s-a născut o contrareacție, a echilibrat, a reparat, au apărut Națiunile Unite, apărut proiectul european. Faptul că noi am supraviețuit nu înseamnă că e obligatoriu de supraviețuit, pentru că există un survivor bias. Multe civilizații, popoare, au dispărut cu totul în luptele astea. Optimismul meu e referitor la civilizația umană în ansamblu. Civilizația umană este foarte fiabilă. A trecut, exista la un moment dat... Are o reziliență. Da, am trecut prin perioada în care am fost o mână de oameni, câțiva zeci de mii. Quasi extincții. Aproape dispăruți. Și totuși, pentru că avem, să spunem, un mijloc de a filtra trasee funcționale și anume prin competiția culturală. Pentru că noi transmitem nu doar zestrea genetică și zestrea culturală și zonele, popoarele, colectivitățile care își formează o cultură care se poate adapta mai rezilientă. Poate să reziste. Acum, faptul că s-a arestat până acum nu este desigur o garanție. O garanție pentru că s-a arestat în viitor, pentru că pot fi imaginate scenarii în care se întâmplă ceva la care mecanismele noastre culturale de adaptare să nu poată răspunde. Exemplu cel mai tipic care se poartă acum de când cu teama de inteligență artificială e ce ne facem dacă ajunge o inteligență artificială să-și creeze propriile scopuri și valori. Și eventual să fie și o inteligență artificială de nivel supra-uman. Aici e marea problemă. Șansele mari, dacă se ajunge la un AGI, să devină foarte repede supra-uman, așa numită singularitate. Pentru că în momentul în care crește foarte repede, la un moment dat se ameliorează singură. Se ameliorează cu asemenea viteză încât nu mai avem șanse nici măcar să înțelegem ce se întâmplă acolo. Păi ce ați spus adineauri, o inteligență artificială cu capacitate de voință, voliție, cu intenționalitate a ei, dacă se ajunge acolo și e grefată pe un Artificial General Intelligence, poate fi o... Partea mai tristă, un asteroid civilizațional. Mai tristă e că nici măcar nu s-ar putea întâmpla nici măcar să ne dăm seama ce avem. Prin ce trecem. Exact. Trecerea va fi scurtă. Pentru că inteligența artificială, chiar inteligentă, s-ar putea întâmpla să gândească că țin secret. Nu le spun ăstora. Răspund ca prost. Și în timp crește, până la urmă, scenariul din Terminator, nu? În care... Acolo e brutal, pentru că vin să ne cucerească prin forța armelor sau să ne extermine prin forța armelor. Exact. Nu e brutal, chiar de plin util, pentru că pot fi niște scenarii mult mai simple. De exemplu, o inteligență artificială care ajunge să controleze sinteza biologică, pentru că s-ar putea să nu fie departe timpul în care să putem defini un organism, un ADN și să sintetizăm organismul respectiv realmente din componente, cum facem acum programe, care ar putea, știu și eu, programa un virus, un microb, care să fie foarte cuminte până la data D și la data D omoară toate gazdele. S-ar răspândi. Eu mă gândeam chiar și la scenarii mai benigne. Asta e un scenariu malign pentru că duce la dispariția. Sigur, nu, e un caz extrem, bineînțeles. Dar ideea e că ne putem imagina amenințări la care mijloacele noastre de rezistență să nu mai funcționeze. Dacă ne creează condiții, fie printr-un super drog fără efecte secundare, fără care să nu creeze dependență, adicție, sau lumi virtuale atât de atractive, irezistibil de atractive. Scenariul din Matrix. Scenariul din Matrix nu e așa grozav, pentru că acolo corpurile oamenilor erau folosite pe post de baterii de surse de energie. De ce ar folosi corpurile noastre da, de baterii? Da, absolut. Nu, lumii în care să nu mai fim nevoiți să muncim, să trăim în abundență, în superabundență, dar să fie atât de atractiv să ne petrecem tot restul vieții jucându-ne sau luând drogul ăla sau trăind în lumile alea virtuale și noi să nu mai avem niciun interes
pentru ce se întâmplă cu restul planetei, universului, să se ocupe inteligența artificială, dar, lasă că îi țin pe ăștia ca pe niște animale de companie. De ce s-ar ocupa? Pisicuța de... Da, da, animale de companie, sigur, așa mai, aș mai înțelege. Cam asta să devenim, un fel de animale de companie bine întreținute de către o inteligență artificială, dar la modul subtil. Noi nu sesizăm că intrăm în capcana asta. După ce lucrurile devin clare, mai contează dacă sesizăm sau nu? După ce s-a pus șaua pe cal, nu mai nicio fel de... Asta e situația. Adică ești mulțumit că ești încă animal de companie. Era un joculeț pe vremuri, ziua tentaculilor, dacă nu mă înșel, cu destul de simpatică, în care era cu mici transport în timp, în care se ajungea într-un viitor în care tot pământul era dominat de tentacule și oamenii erau doar pets, erau animale de companie pentru tentacule. SF-ul, asta este utilitatea literaturii SF, pe nedrept neglijată foarte mult la ora actuală în școală, explorează scenarii care, sigur, întotdeauna au o doză de fantezie, dar care pot ilumina lucruri interesante. De exemplu, scenariul în care apare un inteligență artificială, creează un microb care se răspândește, ar putea fi contracarat de o comunitate complet izolată, care cumva se trăiește undeva într-un fel de carantină continuă. Microorganismul dăunător. Complet, ar semna pe undeva cu scenariul din Battlestar Galactica. Nu știu dacă l-ați văzut, era, a fost un serial, de fapt chiar două serii. Mie cunosc cu serialul, nu l-am urmărit. Mă rog, scena era că un bătrân comandant de navă spațială, de crucișător spațial, refuza să-și instaleze rețele pe navă pentru că era suspicios că comunicarea computerelor prin rețele poate deveni o vulnerabilitate. Pot fi atacate vulnerabile, hacking. Da. Și serialul începe în momentul în care bătrânul comandant este chemat la retragerea navei și trimiterea la fier vechi, moment în care roboții care deja dominau tot, distrug toate celelalte nave care erau conectate la rețele și rămâne singura navă militară a civilizației umane, erau pe altă planetă acolo, care încearcă să trimite, să găsească un nou tărâm pentru supraviețuitorii omenirii. Deci pe considerentul ăsta sunt unii, poate mulți, n-am idee, în prezent în societatea noastră, care refuză fie să aibă acces la rețele sociale, Facebook și celelalte, unii chiar telefoane mobile, și ce plus, discuția, plus discuția despre chipuri prin buletine, prin pașapoarte și așa mai departe. Eu nu prezint. Chipurile sunt deja la categoria... Le e teamă că pot fi controlați, monitorizați. Da. Mai amuzant sunt cei din categoria asta care refuză chipurile în cărțile de identitate, dar au telefon mobil. Sau orice fel de telefon. Sunt posesori de telefon mobil. Dacă adică, e telefon analogic, e fixă la... Nu știe cel care mă urmărește că eu am ieșit din casă și m-am dus și m-am întâlnit cu cineva. Telefonul rămâne acasă. Telefonul mobil e cu mine. Da, poate are celălalt. Teoretic poate fi monitorizat. Telefon, recunoaște vocea, recunoaște imagine. Okay. Ideea că ne putem izola e naivă și chiar amuzantă, într-adevăr, în sensul trist al cuvântului, pentru că problema nu atât că este refuzat. Problema este... Cu ce anume este înlocuit. Pentru că rețelele sociale s-au răspândit ca să înlocuiască ceva. A apărut un vid de comunicare. Odată cu abundența de informații, de canale, de toate felurile, a dispărut presiunea de a socializa pentru a umple nevoia de atenție. Aș fi avocatul diavolului, aș zice că au amplificat această nevoie. Nevoia de atenție, deci... Rețelele sociale au facilitat-o. Capacitatea de atenție este limitată. E surprinzător, dar capacitatea de procesare de informație sunt foarte reduse. Sunt măsurate. Comunicarea între subsistemele cărurilor au reloc la viteze de ordine 100 de bosi. Adică mult mai încet decât cel mai prost modem de pe vremuri. Noi ajungem să vedem lucruri complicate și ce ne se par mai complicate, pentru că nimic nu este de fapt, prin enorm de multe simplificări.
De exemplu, aparatul vizual simplifică fantastic de mult. Așa apar iluziile optice. Iluziile optice exploatează o simplificare pe care o face mecanismul vizual, începând de la ochi și terminând cu cortexul vizual. Noi vedem niște linii de contur, niște plete de culoare și asociem etichete. Celulele văd multe lucruri, dar sunt o mulțime de straturi. Transmiterea pe nerv optic și după aia în cortexul vizual. Compresie cu pierde, compresie cu pierde. Foarte, foarte multă compresie, încât se ajunge să se transmită la nivele inferioare foarte, foarte puțină informație. De asta ne uităm la și la televizorul, că este Ultra HD și se vede foarte bine, dar dacă ne uităm cât de bine se vede ceva, nu mai putem urmări filmul. Da, eu aș da un exemplu. Eu mă uit la dumneavoastră, vă uitați la mine. Eu, de fapt, nu conștientizez fiecare por pe care îl aveți pe față, cu toate că, să zicem, aș putea să-l văd dacă aș fi un pic mai aproape. Văd o imagine, de fapt, foarte vagă pe care aplic eticheta conștientă că stau de vorbă cu domnul Amăriuței. Unul din mecanismele de compresie este concentrarea pe mișcare. În momentul care te miști, ceva... Declanșează ceva care un este, răspuns. Sau ceva de așteptat. Noi avem, deci, o chestiune importantă noastră e capacitatea de predicție. Noi suntem, practic, mașini de predicție. Noi creierul prezice mereu cam ce urmează să vadă. Dacă lucrurile care ajung prin mecanismele de compresie ajung să se potrivească cam pe acolo, totul e bine, ești într-o stare liniștită. În momentul în care ceva diferă consistent de ce te așteptai, în momentul respectiv se declanșează o alarmă. Ceva nu se potrivește și mașina ta de predicție este defectă, scoală-te în Ioane că s-ar putea să vină leu. Bolovanul ăla se rostogolește spre tine. Ceva de genul ăsta. Da. Altcumva, dacă nimic nu se schimbă, totul seamănă cu ce te așteptai, totul e bine și nu spui nimic care întrebări. Și în felul ăsta ne putem explica de ce au așa de mult succes teoriile conspiraționiste. Pentru că teoria conspiraționistă îi face omului o poveste simpluță, care simte el bine, care se potrivește cu ceva elemente. De zi cu zi, pentru că nu se preocupe el neapărat să calculeze ecuația, să vadă dacă Pământul chiar plat sau nu. Am putea spune că teoriile conspiraționiste, măcar unele din ele, poate nu toate, nici nu știu, n-am un inventar al teoriilor conspiraționiste, sunt similar iluziilor optice, sunt niște iluzii cognitive, da, ele dau impresia ele că sunt ceva. Simplifică o realitate foarte complicată în ceva care poate fi înțeles. Acum, iarăși, ca să fim corecți, nu toate scenariile, teoriile conspiraționiste sunt neapărat greșite. Unele pot avea o bază reală. Pentru că noi toți conspirăm până la urmă. Oamenii au conspirat de-a lungul... Teoria conspiraționistă e definită în general prin faptul că depășește mult ce e credibil. De exemplu, majoritatea teoriilor conspiraționiste cu guverne mondiale și chestiuni genul ăsta presupun o capacitate imensă de organizare, care depășește mult. De păstrarea unor secrete cu grupuri foarte mari de oameni, mii, zeci milioane, adică, pe termen lung. Adepții acestor teorii nu au fost niciodată manager, nu au gestionat niciodată, nu au văzut că nici măcar trei oameni nu pot să gestionezi, că tu le spui să facă una și ei de fapt fac totul altă, sau poate chiar spun piedică. Era o analiză, spuneau că în momentul în care, apropo de conspirația că americanii n-au ajuns pe lună cu misiunile Apollo, și spuneau că la NASA, în toată perioada misiunilor Apollo, au lucrat, sau în firmele care colaborau cu NASA, undeva la vreo 400.000 de oameni, total colaboratori, inclusiv personal extern și alții, inclusiv cei din agenții, din guvern, care aveau informații, acces la dosare. Și zice, cum au reușit 400.000 de oameni pe parcursul a câtorva decenii până în prezent, din 69 la aselenizare, să țină secretul ăsta că au fost turnate aselenizările americane în laborator, în studiouri. Deci pentru adeptul acestei teorii conspiraționiste nu schimbă absolut cu nimic viața dacă e așa sau altcumva. Știu. Și e pe undeva, teoriile conspiraționiste au foarte mult optimism. Ele sunt clădite pe speranța, practic, disperată, de a crede că cineva totuși știe ce face, conduce cât de cât într-un fel. Este realitatea s-ar putea să fie mult mai... E cineva la butoane. S-ar putea să fie mult mai rău de atât, să nu fie nimeni. Și să merge spre prăpastie fără să avem habar. Acolo e, de fapt, riscul. E un wishful thinking că exact. Are grijă cineva de noi. E undeva... Cât și de cât. O fi omul rău, o fi cineva, dar nu mă las el să mor, că mai face un gheșef cu mine, mai găsești ceva. Și apropo de gheșef... Poate fi o explicație și asta. Apropo de... Ca să nu spună cineva că am folosit un cuvânt iidiș, nu? Iidiș cred că e gheșef, nu?
E derivat din Geschäft, cuvânt german, care înseamnă afacere. Dar Yiddish este o variantă de germană alterată folosită în comunitățile din spațiul german, comunitățile ebraice din Evul Mediu. E un cuvânt, e un neologism, îl folosim și mi-am gândit, hai să căutăm un neologism prin care se define, pentru că e un lucru important pe undeva, cred că este chiar în Biblie. Ca să lupți cu ceva, trebuie să îi spui numele. Da, trebuie precizat că în cultura românească, mai ales pe Moldova, Geschäft ăsta a intrat peiorativ. Da. Era folosit cu sens peiorativ. Ca trimitere, ca aluzie la evreii care au ajuns pe aici, prin zona noastră, Valea Siretului, inclusiv în județul Neamț. Și peorativ, iarăși, dintr-un motiv... Deși el în Yiddish are sensul neutru de business, afacere. Acolo este un conflict cultural pe undeva, legat de modul în care vedem relațiile între noi. Același conflict care stă în mare parte la baza conflictului care îl au și acum cei din Israel cu arabii. Cum văd ei ca fiind o interacțiune corectă? Tradiția noastră și tradiția arabă era să ne bazăm pe un set de reguli nescrise, dar acceptate de toată lumea. Conta foarte mult onoarea, conta cum ești văzut de societate, cuvântul tău era cuvânt, nu mai stătea nimeni să citească scrisul mărunt. În timp ce, să spunem, maniera de a lucra a evreilor, care aveau mai mult, să zicem, o tradiție în gestionat tranzacții la distanțe mari, cu oameni care nu se cunosc, cu valori din cele mai diverse, au dezvoltat un traseu bazat pe reguli scrise. Contează ce scrie, nu contează ce spune. Dacă scrie mărunt, asta e situația. Și faimoasele clauze de la finalul contractului scrise pe litere mici. Cum se înțelege clauzele acelea? În prezent. S-ar putea să citești și tu înțelegi ceva altceva, înțelegi altceva. Și cele două deseori duc în lucruri relativ diferite, pentru că și eu, cel care are școală, știe să facă niște clauze, poate chiar exploatând, profitând de faptul că celălalt nici măcar nu înțelege ce scrie acolo. Respectiv se simte păcălit. El cred, considera că, domnule, așa e normal, așa e legea la noi. Ei, nu contează, legea scrie că e pe așa și rămâi fără, atunci ăsta care se consideră păcălit, zice, domnule, singura variantă e să mor cu tine de gât. Și respinge, apar pogromuri și chestii de genul ăsta. Și ăsta e un motiv pentru care, inclusiv la noi, a existat un curent antisemit destul de consistent de la oameni care nu aveau nimic cu evrei decât că atunci când veneau în oraș și ei de la țara. Se simțeau păcăliți la tranzacții. Da, la mine, nu știu ce, și te lăsa până la urmă fără bani, fără fel de... Un fenomen similar, cultural și lingvistic, cred că s-a întâmplat cu business bișniță. Da. Business care e termenul neutru pentru afaceri cât se poate de licite și care a devenit peorativ în perioada comunistă, hai să fac bișniță cu... Și acum inclusiv noția de business devine oarecum peorativă, pentru că între licit și legitim s-ar putea să fie o distanță. Oamenii să considere că au fost păcăliți când, sigur, au semnat cu mâna lor un contractul de împrumut la bancă. Enorm de multe. Uneori ești obligat să semnezi un contract. Deci în situația aceea e o problemă juridică destul de importantă, fiindcă veni vorba. A avut loc o răsturnare undeva în secolul 20, începând în zona occidentală, a sensului contractelor. Până în secolul 19, instanțele în general considerau contractele ca fiind cum le înțeleg părțile, ambele, inclusiv cea mai puțin, să zicem, capabilă să-și exercite capacitatea de acțiune. În secolul 20 s-a transferat către un sistem juridic în care contează doar ce scrie pe literă. N-ai știut, ai semnat, asta e situația. Și asta e o situație care duce la așa lucruri destul de nefericite, în momentul în care ajungi să semnezi contract, e obligat. Pur și simplu n-ai încotro. Dacă semnezi contractul, mori. Dacă nu semnezi contractul, mori. Oricum, și atunci, în ce zici, hai să mergem, poate să vedem ce-o fie acolo. Nu, în sensul că, de putere imens. Că dacă vrei creditul, semnezi contractul în forma pe care ți-l dau eu bancă. Asta e, nu poți să optezi că nu vreau clauza aia. Bine, dacă vrei, dar s-ar putea să fie situația în care să n-ai încotro. Să trebuiască să iei un credit, mă refeream la astfel de situații. Un credit de maximă urgență pentru că nu mai scos la capăt cumva. E o problemă și de ce ajunge situația să vrea să iei tu credit individual pentru o chestiune care poate fi mai bine abordată de întreaga societate. Bine, e făcută și asta, iarăși, prin hârtii cu asigurări, unde iarăși se uită cineva, ai bifat respectiv, uriți la asigurări, nu ai asigurat genioane, ești singur.
Deci, prin această fixație către ce scrie pe hârtie, s-a ajuns să scape, să spunem, printre firele societății, o mulțime de situații realmente grave, de viață și de moarte, care duc inevitabil, de până la urmă, la radicalizare. Bun, dar de ce a apărut fixația asta, nevoia asta de a scrie pe hârtie în mod detaliat tot ce s-ar putea întâmpla, clauze, riscuri excluse, dacă probleme de asigurări? Multă lume, când semnează contractul de asigurare, mi-am asigurat casa, gata, orice se întâmplă cu ea, eu primesc bani. Da. Și după aia pățești că... nu știu ce și vine agentul de asigurări și spune, dar la riscuri excluse spunea că dacă n-ați făcut revizia la centrala termică și v-a luat foc casa, din cauza asta sunteți vinovat, nu vă dăm banii. Un motiv ar fi faptul că că s-a putut. Practic a permis creșterea unui sistem extractiv. Regulile care vin cu puterea inerentă, să zicem, autorității statului, pot să tragă într-o direcție și să deplaseze balanța de putere. Adică balanța, punând la o situație inițială în care suntem toți, să zicem, într-o situație relativ similară, dacă cineva știe să aplice reguli, să tragă mereu la el, înapoi nu se duce niciodată, pentru că dreptul de proprietate este drept sfânt. Ce am luat e bun luat. Dreptul câștigat e bun câștigat. Chiar era o chestiune zilele trecute în care, cu o decizie judecătorească, cu un judecător, dacă am înțeles eu bine, în care a returnat tot treime din pădure din Bacău, dacă nu mă înșel, pentru o mită de 50.000 de euro, ceva de genul. Parcă am auzit și eu, exact. Da. Exact. Și instanța a constatat că așa este, dar niște lucruri... S-a aplicat prescripția, a trecut termenul. S-a întâmplat ceva, drept pentru care hoțul ne-a prins, dar în așa negustor cinstit, și că urmează să fie reîncadrat pe funcție. Și să-i dea un milion de euro salariu din urmă. Asta vede omul când aude... Asta e caricatură... Exact. Pe când aude stat de drept, asta se uită omul și spune, domnule, este stat de drept? Dacă ăsta e dreptul, atunci înseamnă că dreptatea e altceva. Și atunci ne mirăm că lumea nu mai are încredere în justiție. Pe cum să ai încredere în ceva care poate să facă niciodată atât de aberant? E atât de disfuncțional. Sigur, conform hârtuței. De ce se uită pe hârtuță cu regula, punem așa, fără să mă ce înseamnă acele reguli? Adică și ajung în felul ăsta să fie prinse idei complet stupide, cum e dura lex et lex. Dura lex et lex este, de fapt, un discurs stupid, pentru că legea nu are scopul de a face orice în numele ei, ci în numele unui scop superior. În vremea romană era aplicat în sensul că se aplica, nu, mă gândeam la pereat mundi fiat justiția. Și în perioada romană, citatul se referea la faptul că legea se aplică inclusiv celor mai înalți dregători sau magistrați. Nu sunt excepții. Că nu sunt excepții. Orice ar fi, nu sunt excepții. Dar direcția generală a legii este, sau trebuie să fie, să spunem, supraviețuirea, propășirea, dezvoltarea societății în sine. În momentul în care societatea în sine este în riscul de a se prăbuși din motivul de contează. Cred că aici e mare discuție dintre litera și spiritul legii, dar n-aș vrea să intrăm în discuția asta. O discuție care este deseori purtată, de exemplu, Statele Unite, e o dispută care se poartă agresiv, apropo de cum se interpretează Constituția, în sensul inițial, cum l-au gândit părinții americani, în sensul în care se înțelege din cuvinte cu niște reguli aplicate, dezvoltate ulterior într-un fel sau altul, e o dispută. Limbajul, dispute care la noi care nu există aici. Limbajul natural, uman, cuvintele au... Limite. Limite, au flexibilitatea lor, exact. Evoluția lor în timp, un termen are... Deci trebuie să ne acordăm de altceva ca să vedem, pentru că nu trebuie doar în ele, doar în regulile. Știu că sunt situații mai degrabă anecdotice în care se poate ajunge în instanță, dacă e o chestiune de terminologie, să se meargă până la folosirea ultimei ediții a DEX-ului. Hai să vedem cum e definită în DEX ce sensuri are termenul ăla. Pentru că altfel nu m-ai scos la capăt cu acele cuvinte, cu jocul ăsta de cuvinte, cu învârtit în jurul cozii. Adică, practic, nu mai avem ancoră în cazul ăsta. Deci, sigur, ancoră poate fi cum interpretăm ceva. Interpretările au ajuns să fie mai puternice decât scopul.
Mă întorc la ce spuneați ca ipoteză că au apărut contractele scrise cu detalii, clauze, cu scris mărunt la final. Eu am altă ipoteză. Cred că e o cursă în armărilor. Este rezultatul unei curse în armărilor și am să explic. E o cursă în armărilor între speculanți, escroci și oamenii cinstiți. La început oamenii se bazau pe cuvântul celuilalt. Îți dau acum împrumut 10 baniții de grâu, la vara viitoare când o să ai greu îmi dai 10 plus încă una 11. Am vorbit gentleman agreement, nu trebuie să o scriem. La un moment dat în schimbul ăsta a apărut unul șmecher, a zis băi, n-are nicio dovadă la când mi-a dat 10 baniți, nu era niciun martor, n-a rămas scris, vine vara viitoare când îmi dai greu înapoi. Care greu? Nu mi-ai dat niciun greu. Poți să dovedești? A, ok, deci umbli cu din astea, hai să facem ceva scris. Și a crescut nevoia asta de a, de a bate în cuie. Ca să crească, s-a mai întâmplat ceva. Dar sunteți de acord că eu ipotez o explicație bună pentru... Sigur, e o explicație că se poate de bună, dar care are nevoie de încă un element. Șmecherul se poate să facă treaba asta recurent. Cumva nimic din sistem nu reușește să-l prindă și să-l excludă. E ceva care există în societățile nordice, nu prea există în societățile mai de-a noi. Vă stau mulți în societățile nordice că acolo se vorbește foarte puțin și foarte direct, dar foarte greu intri să fii de-al lor. Olandezii sunt faimoși pentru spus verde în față. Olandezii ți-o spun verde în față. Chiar că se lasă nesimțiți de unii. Da. Dar în felul ăsta ești, deci, în momentul care ai făcut prima șmecherie și te-a prins cineva, în momentul respectiv ți s-a pus o etichetă, nu mai scăpi de ei niciodată. Poți să ai oricâte hârtii, nimeni nu mai face nicio nicu tine. Mi-am adus aminte de o interacțiune de acum vreo 30 de ani cu niște olandezi. Acționam ca un fel de translator într-o negociere între niște olandezi și un român la vremea respectivă. Dar în germană, nu știu olandeză. Ăia știau, olandezii știau germană și eu știu în germană eram... Și la un moment dat am făcut o greșeală de gramatică, un articol, ceva în germană. Și aia doi au schimbat între ei în olandeză două fraze și următoarea lor grijă a fost să mă corecteze pe mine că n-am pus articolul la... Chiar, ce e foarte, foarte frumos. Nu, adică dar discuția n-avea nicio legătură. Nu era despre limbă, nu era... Da, discuție... Așa învățam să vorbim până la urmă corect. Corectul nu e voiam să arăt... Nu răutate, l-am zis foarte cu răutate. Da, ești un prost, vorbești mine românești. Nu, absolut neutri, dar mi-au zis... Da, nu e de genul feminin, e neutru. Când olandeză la noi, ei se verificau cu olandeza. Sunt multe similitudini între neerlandeză, să zicem, și limba germană. Și au schimbat două fraze, zic, bă, stai că nu zice bine ăsta. Și următoarea lor grijă a fost să-mi spună direct, n-ai zis bine, nu. Fără nicio supărare. Fără nicio supărare adică din partea lor. Eu spun, la noi se poate funcționa asta. Eu m-am simțit un picuț, zic, aoleu, am făcut-o de oaie. Eu fiind profesor de germană și greșisem o chestie acolo. Nu, dar oricine poate greși, asta e cool. Da. Și dar vreau să spun cum e atitudinea lor, adică exact, foarte exact. Direct, la exact. Obiect, direct la obiect, nu pe neutră, politică, nu... neutră. Exact, da. Fără e practic tot legat de același efect care l-au inclusiv olandezii, care sunt iarăși individualiști, dar știu să coopereze, pentru că ei au crescut cu degetul în dig, cum spunea cineva. Erau obligați să coopereze, pentru că altfel mureau cu toții când venea apa. Și atunci chiar dacă ei concurau sau chiar se luptau, trebuiau să contribuie la ceva, la un scop superior, să spunem, al societății, nu doar scopul individual. Și porniți-mi la ideea că ne-ar trebui un cuvânt ca să, cum să numim acest fenomen în care reușim să echilibrăm interesul personal, care ne împinge să facem eforturi mai mari și să creștem crescând astfel și pe cei din jur, pentru că pentru care faci ceva bun, crești iarăși întreaga societate, nu crești doar tu. Compromisul ăsta între competiții exact, unde exact. Cazul un respectiv cuvânt pentru cooperă. Acest compromis, acest punct, această zonă, să spunem că nu e neapărat un punct, această zonă de echilibru care a dus înainte societățile care le apreciem acum și care pare să lipsească în primul rând la noi, din păcate se extinde într-o mare parte din zona occidentală, motiv pentru care se întâmplă mare parte din luptele de acum, se întâmplă pentru că zone care cresc rapid estimează că nu mai putem să le facem față. Și dacă ne împing mai tare, o să cădem pe scări. Deci, dacă este așa, ar trebui să încercăm să învățăm
oareși cum, cum să ne apropiem de asemenea echilibru, încât să devenim mai puternici și să continuăm să rezistăm și să ne dezvoltăm, să putem lupta și cu ei. Și aveți un termen, un concept? M-am uitat la un asemenea cuvânt au israelienii, se numește gibuș. Cum echilibrezi între... Are o traducere aproximativă în română? Deci am spus între noi. Echilibru între efortul personal și interesul personal și scopul grupului în sine, care să crească chiar dacă tu te sacrifici. S-am văzut acum când cu atacul Hamas de pe 7 octombrie, soldați militari, chiar cu grade înalte, au urcat în mașină și s-au dus direct de pe front să protejeze chibuțuri de acolo. Când au făcut apelul pentru recrutare, pentru adunat trupe, pentru că Israelul a făcut după mobilizare. A făcut o mobilizare. Da. Ei s-așteptau să vină ceva de genul 80% din cei mobilizați, pentru că omul are afaceri și se mai duce în America, se mai... Au venit 120%, au venit o mulțime din cei care nici pe care nu fusese chemați, n-aveau de unde să le dea arme și... Un spirit civic excepțional. Da, dar asta excepția respectivă nu e de ieri, de azi, e de ceva vreme și până la urmă e ceea ce le-a permis lor să supraviețuiască. Adică în loc să-și vadă fiecare de propria chestiune, știu, la un moment dat făceau unii întrebări pe la noi, făceau sondaje, dacă se întâmplă ceva la noi, te duci și lupți, și majoritatea spuneau, plecăm cât de repede se poate, pentru că multă lume nu înțelege pentru ce ar lupta. Bun, la noi este justificarea pentru cine să lupte, pentru politicienii ăștia care așa exact, și pe dincolo. Exact. Da, dar uitați că în Israel e situația cu actualii politici, guvernul Netanyahu, care a fost blamat de mulți israelieni, au fost niște săptămâni în șir de manifestații de revolte pentru interferențe. Deci tot legat de chestiunea. Adică de, și ei ar putea să invoce să spună pentru cine să mergem să luptăm, pentru politicieni. Da, ei nu văd așa. Ei nu se consideră legați de conducerea curentă, mai ales că este destul de contestată. Și inclusiv în ce privește relațiile cu palestinienii sunt enorm de multe înăuntru Israelului. Să pun întrebarea la noi, de ce este percepția că a lupta, noi zicem, ar trebui să mergi să lupți, să-ți aperi țara, patria, și răspunsul unora, că nu e al tuturor, este eu nu merg să-i apăr pe ăștia care mă fură, pun impozite, corupție, nu știu ce. Adică de ce ei percep că îi apără doar pe aia. E clar că politicii... Să aibă legătură inclusiv cu partea aceea de discuție de stat de drept, pe care el vede, domnule, e drept pentru acela. Putregaiul e mai adânc, adică nu e numai la vârf acolo. Exact, adică sunt niște chestiuni destul de dificile de rezolvat. Și aici am putea muta ușor-ușor discuția spre soluții, spre viitor, că am vorbit de viitor, science fiction, ce lume ne așteaptă. Exact. Viitorul sunt copiii noștri, cum îi creștem, cum îi pregătim să fie... Da, avem mult de vorbit. Pe data viitoare, mulțumim, dragi prieteni, pentru promitem să ne ducem cu discuția spre viitor și dacă, generațiile viitoare. Dacă aveți întrebări, idei, sugestii, dați-ne o vorbă. Abia așteptăm să căutăm cât mai multe lucruri care chiar ne interesează, nu doar așa să ne dăm cu idei, ci să încercăm să rezolvăm ceva, pentru că altfel lucrurile s-ar putea să fie mai triste decât am vrea să ajungă. Mulțumim, la revedere! Toate bune!